Pescara B a blocului B3 per 1S de pe șoseaua București, apa potabilă a fost întreruptă din data de 6 aprilie. Motivul îl reprezintă datoriile restante, mai precis cele acumulate până în luna mai 2014. Dar sunt și familii care nu au datorii și suferă acum din cauza restanțelor la plată ale altor locatari. Sunt plătiți la zi, niciodată n-am fost dator, dar sufer că nu am apă de 5 zile. Și cum vă descurcați? Ce pot să cer de la cei care au? Cărăm apă cu bidoanele, pentru că ne s-a oprit apa, în special eu, care sunt la zi, de ce să suport pentru altul care are de plătit? Și mă duc tocmai la Peco și iau de astea a 5-a zi, parcă, nu? Da, a 6-a. A 6-a zi, da. A 6-a zi. De miercuri. Datorită unei hârtii care a trimis-o cu anexă la Apa Service, domnul fost administrator Boradel Serian, care chipurile și-a dat demisia la 31 mai 2014, în care nu reprezintă sumele reale strict pentru apă canal. Sunt și alte sume pentru alte cheltuieli, pentru alte lumină pe scară, gunoi și așa mai departe, care nu era normal. Cei care sunt restanțieri au recunoscut că au restanțe la apă canal, dar oamenii solicită să se facă evidența clară, deci domnul Boradel să prezinte situația clară, că toate documentele sunt adânse încuiate în sediu unde a fost sediul asociației și să extragă doar apă canal și să fie recunoscute de cei care au restanțe. Situația acestor familii pare una fără ieșire. Cei care au restanțe vor să le plătească, dar invocă faptul că nu știu exact cât are de plătit fiecare. Ceea ce trebuie menționat este și faptul că din luna mai 2014, de când a demisionat fostul administrator, facturile pentru apă au fost plătite la timp.